Piatra Neamț este orașul unde se sifonează bani chiar și de la unitățile de învățământ. În spatele unei aparente intenții frumoase de reabilitare a unităților de învățământ din Piatra Neamț stau, de fapt, combinații cu bani și terenuri. Combinații moștenite în mare parte de actualii aleși locali de la foștii aleși locali. Dar să vă arătăm câteva exemple clare pentru a înțelege ce stă în spatele acestei propagande cu reabilitarea unităților de învățământ din Piatra Neamț. Pentru că ce vi se spune sună frumos, dar realitatea arată puțin altfel. Primul exemplu este grădinița numărul 2, de unde au fost scoși copiii și duși pe unde s-a putut pentru ca cineva să execute o serie de lucrări de reabilitare absolut inutile pentru unitatea de învățământ, dar utile pentru portofelele unora. Știți vorba aia că se vede hoția din avion? Ei bine, chiar așa este. Propaganda v-a spus că această grădiniță nu a mai beneficiat de lucrări de refacere de peste 45 de ani, respectiv din 1975, an în care au fost date în folosință cele două corpuri de clădire. Din acest motiv, la grădinița numărul 2 se vor investi sute de mii de euro în refacerea acoperișului, care se vede din avion că nu are nevoie de refacere, înlocuirea tâmplăriei exterioare, care de asemenea se vede din avion, că este deja făcută din termopan, refacerea trotuarelor perimetrale din jurul clădirii, care de asemenea se văd tot din avion ca fiind făcute deja. Deci, în actele celor de la primărie, toate investițiile făcute în decursul anilor în această grădiniță nu există și le mai fac o dată, acum. Așa arată grădinița 2, acum, când nu a început nicio lucrare la ea. Vă închipuiți cum va fi? Un constructor va veni și va lua acoperișul actual, care arată ca nou, și va pune altul. Va scoate termopanele actuale și va pune alte termopane. Va sparge trotuarele și va face altele, și așa mai departe. Desigur că există și varianta în care să nu se schimbe nimic, ci doar să se văruiască și să se încaseze mormanele de bani. Dar de asta existăm noi și vă arătăm acele lucruri, ca în cazul în care acesta era planul, să-l stricăm. Acum că v-am arătat grădinița 2, care în afară de o termoizolare nu avea nevoie de mari reabilitări, să vă arătăm și o unitate de învățământ pe care primăria Piatra Neamț a lăsat-o intenționat să se dărâme, deoarece un băiat deștept a pus ochii pe terenul respectiv. Este vorba de fosta școală din cartierul Ciritei, zona fermelor, care a fost lăsată să se distrugă pentru a se deprecia ireparabil, și asta în timp ce domnii de la primărie se plâng peste tot că ar vrea să mai facă o grădiniță, o creșă, dar nu au unde, pentru că nu mai sunt terenuri și clădiri în proprietatea primăriei. Dar asta oare ce-o fi? O fi dat cineva deja avansul pentru teren sub formă de mită și nu se mai poate face nimic? Acum că ați văzut o unitate școlară care nu prea are nevoie de investiții, dar se fac, o unitate de învățământ care are nevoie de investiții, dar nu se fac, să vă arătăm și o unitate de învățământ bună, dar scoasă din circuitul școlar de primăria Piatra Neamț și dată la niște prieteni care aveau un ONG. O unitate de învățământ reabilitată pe banii primăriei, dar nu pentru copiii care nu mai au locuri în grădinițele din oraș. O unitate de învățământ care cu investiții minime ar putea fi reintrodusă în circuitul școlar, doar că poziția ei este prea bună și mulți băieți deștepți au pus ochii pe ea. Este școala de la Bâtca, ce se află într-o zonă superbă la câteva sute de metri de podul de la Căprioara. De ce nu este acum o grădiniță în acest loc frumos și cu aer curat? Pentru că nu se vrea. După cum ați văzut, cele trei exemple sunt mai mult decât clare pentru a consolida opinia că la Piatra Neamț nu se vrea decât realizarea unor interese ale unor băieți deștepți.
exemple destul de clare pentru a contrazice propaganda, care spune că primăria nu ar avea unde să facă noi grădinițe. Exemple care ne arată tuturor că pozele promovate de cei de la primărie sunt doar instrumente de mascare a corupției și golăniei generalizate care domnește în administrația locală din Piatra Neamț. Să nu faceți greșeala să vă grăbiți cu concluziile și să credeți că actualul primar și echipa lui sunt în spatele acestor combinații. Nu. Ei sunt doar victimele sistemului pe care cred că îl conduc. Doar că în realitate sistemul îi manipulează pe ei. Toate aceste combinații cu unități de învățământ prezentate în actualul material sunt moștenite de la fosta administrație liberală, iar actuala administrație nu a reușit să fie destul de puternică să pună frână corupției și lucrurile merg în continuare, cum au fost planificate de alții și cum sunt ghidate din eșaloanele secundare ale primăriei de cei care încă trag sforile în instituție. Acesta este Piatra Neamț, orașul în care se spoiesc lucruri făcute deja de alții și se investesc mormane de bani în lucruri care, de multe ori, nu sunt utile, ori nu reprezintă priorități.